Ca să câștigi când pariez ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe netbet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Bun. Dacă la FCSB, spuneau cehii acolo, n-au antrenori, n-au teren, n-au... Uh, mai știu eu ce nu mai au. Jucătorii, o serie de jucători, uh, abs de joc. Și, din seara asta, nu mai au nici pe mm stoica, dar asta nu știu dacă ar trebui să-i bucure sau să-i întristeze. La Craiova, lucrurile sunt și acolo destul de amuzante. Amuzante în sensul că te gândești la o echipă profesionistă, dar, uitându-te mai amănunțit la ce se întâmplă, vezi că este, de fapt, un club amator aproape. Spre exemplu, după ce Craiova a trecut chinuit de, de Homeved în uh, manșa anterior, în turul anterior din, uh, din Europa League, uh, cu partida aceea întreruptă uh, vreo jumătate de oră până când uh, a, arbitrul a fost înlocuit, și uh, cu emoțiile de rigoare, s-a ales cu terenul suspendat. Și acum, haideți să vă spun ce scrie pe site-ul celor de la Craiova. Zice așa. Ești din Dolj, Olt, Gorj, Mehedin sau Vâlcea, susții știința și ai până în 14 ani, vorbește la școală, roagă să ne contacteze pentru a, ocupa împreună, pentru a ne ocupa împreună de organizarea excursiei. Va fi cea mai frumoasă experiență a, pe care ai trăit-o. Um. Și suporterii cu vârsta de până în 14 ani Au acces gratuit la meciul turcu AEK Cu condiția ca școala unde studiază Să organizeze excursia Așadar uh, Craiova A fost pedepsită după incidentele cu Honved Cu uh, suspendarea terenului Pentru trei partide Vor fi două de fapt Dar uh, posibil să fie și a treia Dacă uh, nu ies uh, lucrurile cum, uh, cum trebuie uh, Și pentru a păcăli cum căutăm mereu să păcălim legile și regulile, cei de la Craiova au găsit portița asta, că dacă vin copii sub 14 ani, fiecare grup de 10 copii poate fi însoțit de un adult. Și acum ați văzut să face apelul ăsta prin, prin să se găsească grupe de asta de câte 10 copii. Cotele partidei sunt următoarele. Aik este favorită de la, uh, încă de la manșatur, 225. Uh... La victorie pentru uh, formația vizitatoare, 2.35 în uh, momentul de față, a mai scăzut uh, un pic această cotație. Uh, X-ul, 3.30, 3.10 în momentul de față și cota Craiovei au și las, a oșilat, s-a dus la 3.20 și acum este din nou <coughs> 3, așa cum vedeți și pe ecran. Aici se califică 1.28, 1.3 goluri în meci, 1.35 și foarte marchează o cotă de 3,65. Ponturile noastre peste 7,5 cornere, o cotă de 1,50 și X2 și 0,4 goluri în meci, o cotă de 1,42. Craiova n-a lăsat impresia că ar fi o echipă chiar Bine pusă la punct. În primul rând, antrenorul echipei nu pare unul care să se priceapă la așa ceva. Echipa nu pare avea o identitate foarte bine structurată. În weekend a pierdut la Hermannstadt, deși a condus cu 1 la 0. S-a văzut învinsă până la urmă cu scorul de 2 la 1. Avantajul Craiovei pentru această partidă este că în Grecia n-a început încă campionatul și să spunem că poate jucătorii lui Papură sunt un pic mai mai uh, în formă, mai intrați în, uh, în noul sezon decât uh, adversarul. Echipa care, uh, pe care o va înfrunta câștigătoarea din această dublă manșă, se va alege între Sparta-Praga și Trabzona. Așadar, uh, cam pe aici uh, sunt uh, șansele Craiovei. Foarte mici de a ajunge în, uh, în grupă, da Cine știe, poate ne vor surprinde în fața echipei care, să nu uităm, a dominat autoritar o bună bucată de vreme campionatul din Grecia. Numai puțin de 12 titluri de campionă, 15 cupe, 3 supercupe are AEK. Sezonul trecut, locul 3 după PAOC și Olympiacos, un sezon mai slab. Bun, cam astea sunt datele, haideți să vedem celelalte meciuri de Europa League.